După un debut slab pentru Astra Giurgiu, Denis Alibek și-a arătat valoarea duminică în meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț. Intra după pauză în locul lui Budescu. Alibek a înscris după o combinație la finalul unui meci în care s-a jucat puțin fotbal. Pentru mine este foarte important. Trebuia să marchez, să joc și să îmi recapăt moralul, pentru că mi-am pierdut un pic încrederea în mine și le mulțumesc colegilor. Cu această ocazie, antrenorul Astrei Florin Marin a arătat că pare omul potrivit pentru formația giurgiuveană. A avut inspirația de a-l introduce în teren pe fotbalistul transferat de la Inter Milano și a obținut prima victorie tocmai împotriva fostei sale echipe. Alibek a intrat foarte bine în joc, a și înscris. Este un jucător cel de calitate, cum sunt și toți ceilalți. Am un lot și atât din punct de vedere valoric cât și numeric foarte bun și sunt mulțumit de ei cum răspund la cerințele mele. Florin Marin a avut încredere și în Budescu, pe care l-a retitularizat, însă fără prea mult succes. Acesta obținând cea mai mică notă din tabăra giurgiuveană, doar 4, conform Gazetei Sporturilor.